Situat doar la 9 km departare de Ierusalim, Betleem este un nume foarte cunoscut și îndrăgit de creștini, pentru că aici s-a născut Mântuitorul nostru. Așa cum afirmă Scriptura, Iosif și Maria au venit din Nazaret la Betleem pentru recensământ, la porunca autorităților romane, deoarece Iosif era din neamul lui David, iar Betleem era cetatea lui David. Încă de la începuturile creștinismului, grota unde se găsea ieslea, în care s-a născut Hristos, a devenit un loc sfânt. Prima biserică a fost clădită pe locul grotei în prima jumătate a secolului IV, din porunca împăratului bizantin Constantin și a mamei sale, împărăteasa Elena. Când cobori în grotă, în partea dreaptă se află o stea de argint, prinsă în piatra Pardoselii, care marchează locul unde s-a născut Mântuitorul. În partea stângă se află o mică încăpere, considerată a fi ieslea leagăn, în care a fost așezat pruncul Iisus. Aici, pe câmpul păstorilor, a răsunat prima dată vestea cea bună adusă de îngeri. Vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Umblăm pe câmpurile păstorilor care, atunci când s-a născut Domnul Iisus Hristos, erau prezenți în această zonă și Dumnezeu le-a dat înștiințarea că li s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul și să dea fuga la Betleem ca să-L întâlnească. Slăvit să fie Domnul că am ajuns și în acest loc! Aici s-a dus cea mai mare veste care coboră din cer pe pământ. Să anunțe că cerul s-a unit cu pământul și Hristos a venit să se nască. Într-un somn desenat astăzi vii să-mi plec genunchii înaintea feței tale. Betleem, casa pânii, este locul unde s-a născut regele David, omul după inima lui Dumnezeu. Este același loc unde s-a născut Iisus Hristos, Mântuitorul.